Într-un context în care drumurile devin din ce în ce mai aglomerate, iar respectarea regulilor de circulație devine esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic, codul rutier din România oferă un sistem de penalizare prin puncte menite să descurajeze încălcările. Cu toate acestea, mulți șoferi se întreabă cum pot scăpa de punctele de amendă odată acumulate. Conform codului rutier actualizat pentru anul 2024, șoferii care încalcă regulile de circulație primesc amenzi însoțite de puncte de penalizare. Abaterile minore pot aduce cel puțin două puncte, în timp ce încărcările grave pot însemna până la 6 puncte. Aceste puncte se cumulează și la atingerea unui total de 15 puncte de penalizare. Permisul de conducere este suspendat automat pentru o perioadă de 30 de zile la prima abatere, perioadă care se dublează în cazul recitivei într-un an. Multora le va fi o ușurare să afle că punctele de penalizare nu sunt permanente și se anulează automat după șase luni de la data aplicării sancțiunii. Procesul este unul succesiv și automat neavând nevoie de intervenția șoferului. De exemplu, dacă un șofer primește două puncte în februarie, acestea se vor anula în iulie. Pentru punctele acumulate în aprilie, ștergerea lor se va face în octombrie. Este esențial să înțelegem că în cazul suspendării permisului pentru acumularea de peste 15 puncte, toate punctele existente sunt șterse automat odată cu suspendarea. Șoferii pot verifica numărul de puncte acumulate prin depunerea unei cereri la brigada rutieră, proces care poate dura până la 30 de zile. Poliția de circulație are la dispoziție un interval de puncte de penalizare pe care le poate aplica în funcție de gravitatea baterii, de la 2 la 6 puncte. Sistemul de puncte de penalizare din codul rutier este conceput pentru a încuraja șoferii să respecte regulile de circulație, contribuind astfel la siguranța rutieră. Înțelegerea modului în care funcționează acest sistem și a metodelor prin care se pot Anula punctele de penalizare este esențială pentru toți conducătorii auto. Prin respectarea regulilor și printr-o atitudine responsabilă la volan, șoferii pot evita acumularea punctelor și consecințelor nedorite care pot rezulta din acestea. Relatează preiteh.ro